Te salut! Filmăm vlog nou și astăzi vreau să-ți transmit niște idei care în aparență pot părea disparate, dar te invit să le iei pe cele cu care simți tu că rezonezi și să le aplici în viața ta de zi cu zi. Prima dintre ele ar fi legată de ideea de destin. Destinul, așa cum ne învață societatea să ne raportăm la el, nu există în realitate. Adică nu există un destin la modul că înainte de prezenta întrupare cineva a stabilit exact ceea ce o să se întâmple și exact acele lucruri le experimentez. Nu există așa ceva, fiindcă în această viață tu ești responsabil pentru tot ceea ce experimentezi și tot ceea ce experimentezi ai ales într-un fel sau altul. Depinde acum, poate ai ales conștient, poate ai ales inconștient, dar tu ai ales. Deci destinul, în termeni de predestinare, 100% sigur nu există. Există posibilitatea ca să experimentezi ceva în funcție de locul în care te naști, familia în care te naști, gândurile care ți sunt induse din copilărie. Există posibilitatea și probabilitatea mai mare să experimentezi anumite lucruri, dar ceva 100% clar, sigur că vei experimenta nu există, fiindcă tu ești cel care își creează viața. Un lucru pe care l-ai de făcut este să înveți să-ți creezi conștient viața. A doua idee, acum că am stabilit-o pe asta cu destinul, m-ați tot întrebat, da? Și am zis să o spun și într-un filmuleț video. A doua idee este legată de felul în care îi permiți minții să zboare în tot felul de lucruri, să intre în tot felul de tipare și așa mai departe. Ideea este că tu ai o capacitate extraordinar de interesantă, ca dacă îți propui să te gândești la anumite lucruri specifice, cuvinte, fraze, propoziții, ai capacitatea să le întreții pe acele la nivel mental dacă îți propui asta la modul conștient. Da? Și de exemplu, în fiecare zi din viața ta, tu poți ca atunci când speli vasele, mergi pe stradă, să spui niște cuvinte simple cum ar fi: te iubesc sau mulțumesc. Și întreținând aceste cuvinte la nivel mental, realitatea pe care o vei experimenta se va armoniza cu siguranță, fiindcă nu există altă cale decât să se armonizeze. Asta pentru că tot ceea ce experimentezi în realitatea ta este un rezultat al gândurilor întreținute în minte. De aceea, dacă tu îți repeți la nivel mental cuvinte precum te iubesc sau mulțumesc, sau orice alte fraze simți tu că rezonează cu tine, cu interiorul tău și vrei să le experimentezi în viața ta, pur și simplu întreține-le la nivel mental, adică propune-ți în viața ta de zi cu zi să nu mai lași mintea să zboare la tot felul de lucruri, la tot felul de știri negative, discuții nefolositoare, bârfe și așa mai departe, ci tu propune-ți ca de astăzi înainte să întreții cuvinte sau propoziții armonioase de fiecare dată când îți permite contextul. Desigur că uneori poate o să fii la muncă, poate o să vorbești cu cineva și e important să fii prezent acolo în discuția respectivă și atunci nu o să te poți gândi la acele câteva mantre mentale pe care tu le-ai ales pentru tine sau cuvinte pe care alegi să ți le repeți. Însă în restul timpului repetă-le cu consistență. Și o să vezi că în termen de câteva săptămâni sau luni o să apară și rezultate în viața ta care îți vor confirma că într-adevăr realitatea se armonizează fiindcă se duce pe alte trasee în rezonanță aflându-se traseile respective cu vibrația înaltă a cuvintelor pe care tu ai ales să le întreții. Asta e tot pentru astăzi. Mulțumesc că te-ai uitat, pune în aplicare ceea ce ai învățat și ne auzim mâine.